Am fost bine binecuvântat să pot vorbi cu tine, Dave. E așa o bucurie să vorbim despre rugăciune, să încurajăm pe alții să se roage și să ne încurajăm Ai unul dreptate. pe altul să ne rugăm. Da, e minunat. Aș vrea să continuăm în ultima noastră lecție. Am vorbit despre concentrarea asupra Domnului și închinare. Când Isus a învățat ucenicii să se roage, a deschis rugăciunea cu Dumnezeu, apoi repede a continuat cu lumea. vie împărția ta, facă-se voia ta pe pământ. Ca și în cer. Așa este. Deci, să vorbim puțin despre asta. Ce însemnătate are faptul acesta că învață pe ucenici, dar și pe noi să ne rugăm, vie împărăția ta, facă-se voia ta pe pământ. Cred că acesta este punctul central al rugăciunii, rugăciunea împărăției. Acesta a fost mesajul lui Isus. oriunde s-a dus. Împărăția cerului este aproape. Dumnezeu umblă în mijlocul vostru. Împăratul e aici, în principal se referă la domnia lui Isus. Asta este împărăția. Nu se referă la o domnie politică, nu se referă la cândva, undeva, ci chiar acum. Domnia lui Isus în viețile oamenilor. Desigur, într-o zi ea va veni peste națiuni întregi, dar chiar acum se referă la domnia lui Isus, aici pe pământ. Iar noi suntem invitați, nu, 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 ni se poruncește, să rostim rugăciuni ale împărăției. Mult prea adesea ne rugăm despre noi, nu despre împărăție, nu despre domnia lui Dumnezeu. Când oamenii încep să întrebe, cum să te rogi, vie împărăția ta, aici pe pământ, precum și în ceruri, întrebarea mea este, cum crezi că stau lucrurile în cer? În cele din urmă, despre asta ne-a spus Isus să ne rugăm. Vie împărăția ta aici și acum, așa cum este și în ceruri în cer, absolut toți, toate făpturile, au o relație corectă cu Tatăl. Toți cei de acolo. Nu există rebeliune în cer. Toți sunt într-o relație corectă. Deci, pentru mine, parte din ceea ce ne rugăm, când ne rugăm pentru împărăție, e rugăciunea ca toți cei pe care îi vedem, toți cei care sunt pe această planetă să ajungă să-L cunoască pe Isus ca Mântuitor și Domn. Asta i aduce într-o relație corectă cu Tatăl. Rugăciunea împărăției are de a face cu evangelizarea, dar al doilea lucru este, am descoperit că în cer, din ceea ce vedem, imaginele din Apocalipsa și alte locuri, este că toți cei din cer sunt ocupați făcând ceea ce Tatăl le-a dat să facă. Fiecare înger are sarcina lui și este implicat în împlinirea ei. Toți sunt aliniați în funcție de scopurile Tatălui. Dacă eu aș fi pastor într-o biserică și fiecare persoană din biserică ar face exact ceea ce a fost înzestrată să facă, aș numi asta trezire. Am avea o mișcare uimitoare a Domnului, care a trezit un grup adesea adormit de, de creștini. Și acum sunt toți implicați făcând ceea ce Tatăl le dă să facă. Deci pot să spun rugăciunea pentru trezire... Este un alt Aspect important a ceea ce înseamnă să te rogi, vie părăția ta, facă-se voia ta, chiar da, acum. Da. Chiar dă acum. te rog, voie să le iau pe rând. Sigur. Bine? Deci, prima parte din ceea ce spuneai, vreau să mă asigur că înțeleg corect. Te rogi ca oamenii, fiecare om, ființă umană, să ajungă să cunoască domnia, stăpânirea lui Hristos Absolut. în inimă. Deci, pentru toți care ascultă sau văd asta și nu au deschisă inima și nu l-au chemat pe Hristos Absolut. să le stăpânească viața, pentru asta te roști tu, nu e așa? Da, desigur, aceasta este domnia lui Dumnezeu. Pe planeta Pământ și se întâmplă persoană cu persoană, pe măsură ce Isus devine mântuitor și domn. Bine, apoi al doilea lucru pentru care te rogi sunt cei care îl cunosc pe Hristos ca da. el să lucreze în ei, în așa fel încât viața lor să fie controlată și folosită de el, de pentru ca slava lui să-i umple, ca și ei să-i aducă laudă, onoare, slavă și glorie în lumea întreagă. De corect? Sigur, da, în loc să fim observatori. Urmărind doar vag interesați în împărăție, mă întreb ce se întâmplă acolo. De acum suntem participanți la ceea ce Domnul face pe planeta Pământ există o trezire în noi și prin noi care are impact și schimbă culturile. Asta este trezirea. Deci pentru mine, când începem să ne rugăm în mod practic, vie împărăția ta, trebuie să înțelegem că vorbim despre ceva maestuos, ceva ce va schimba vieți, milioane de vieți. Nu doar cei care nu-L cunosc pe Isus, ci și cei care chiar acum L-au cunoscut, dar au fost Observatori și nu participanți. Sau sunt descurajați. Sau poate sunt departe de el și vor să se întoarcă la el. Un lucru despre rugăciunea pentru împărăție. Când am citit-o prima dată și am meditat adânc la ea, atunci locuiam în Germania, unde au împărați. În Statele Unite, unde locuim acum, nu avem o istorie a împăraților. Așa este. Dar în Europa au fost împărați, în Orient au fost împărați peste tot în lume au fost împărați. Așa este. Diferența dintre Isus și aceștia este că El e plin de milă ca împărat. El este un împărat iubitor și aici ne întoarcem la prima ta afirmație pe care ai făcut-o. Când vine domnia lui Dumnezeu, împărăția lui vine în inimile noastre. Începem să iubim pe oameni. Începem să iubim în modul în care nu am mai iubit. Vă voi da o ilustrație. Am un prieten care a fost ucis într-un accident el și soția lui l-au iubit pe Domnul Isus. Erau oameni ai rugăciunii ce mă însoțeau, au vrut să adopte copii, copiii străzi din Africa și totul pentru că iubeau pe acești copii, îl aveau pe împăratul plin de milă în inimă. Atunci, când el a murit, ea a rămas văduvă și săracă, nu avea mult, dar inima ei încă iubea pe acei copii, se ruga pentru acei copii și spunea Domnului, Doamne, te rog să iei din mizeria aia de pe străzi. Și Domnul i-a vorbit: Bine, voi lucra prin tine, voi aduce împărăția prin tine. Și a deschis un orfelinat și acei copii sunt absolveți cu note maxime și nu aveau hrană, haine, casă, acum au de toate, merg la școală și sunt la facultate. Și totul pentru că ea s-a rugat și a văzut inima lui Dumnezeu: Asta e rugăciunea pentru Așa împărăție. E. Să vezi, ce are Dumnezeu pe inimă și să-ți lași inima prinsă de inima lui și să te rogi cu inima lui aici. Exact. Și este o rugăciune radicală. Nu schimbă doar circumstanțele de aici, ci schimbă lucrurile și aici, în interior, ca femeia despre care vorbeai, văduva. Răspunsul este, fă -o tu, fă -o tu, vreau ca tu să faci ceva, pentru ca dragostea mea să devină reală în viața acestor copii. Când începem să ne rugăm, vie împărăția ta! Vedem schimbări nu doar în viața altora sau poate în viața oamenilor din cealaltă parte a pământului, ci și în viața noastră, pentru că viața noastră se aliniază acum cu dragostea regelui care este atât de diferit de alți regi. El nu pretinde în acest moment loialitatea noastră. El ne invită să fim supuși a împărăției sale. Și acesta este un mare, mare privilegiu pe care îl avem în acest moment în istorie. Știi, cea mai dură critică adusă creștinismului a fost lipsa implicării sociale a creștinilor. Dar dacă te uiți la marile treziri, momentele când vine împărăția lui, când Duhul Sfânt mișcă lucrurile, vor fi mari mișcări sociale acolo. Pentru că Dumnezeu, Isus, începe să domnească este în inimile adevărat. oamenilor. Oh. Acestor începe să le pese, pentru că au inima Lui. Mă gândesc la toți aboliționiștii și la sclavie. Mă gândesc la Wesley și, și Wilberforce și cum ei au împlinit nevoile și au eliberat sclavii pentru că au experimentat împărăția Domnului în viața lor. Deci, unul din cele mai puternice moduri de a te ruga este să te rogi. Doamne, vie împărăția ta, facă-se voia ta în inima mea, cancer, în cer, Tată, împărăția ta, voia ta, în familia mea, canceruri, în ceruri, vecinii mei, orașul meu, în țara mea, Domnul va face lucrări extraordinare.